Bun, deci salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În videoclipul de astăzi vreau să vă prezint puțin ce s-a mai adus pe PiroShop, dar să discutăm puțin și despre riscurile folosirii petardelor mari. Și hai să trecem direct. Prima dată o să vă arăt ce s-a mai adus pe PiroShop. S-a făcut restock la Boom Boom 3050 și s-a adus Boom Boom 5G, care sunt cam cele mai importante, cred, să zic așa, dintre astea mici. Mai sunt 25 de pachete în stoc. Ok. Vreau să vă mai informez că s-a mărit și codul meu de reducere. Acum de la 12% e 13%. O să vi-l arăt și pe acela mai încolo puțin. După la ediție limitată am mai restock la cam toate nebuniile astea mari. Scrim 100, Little Joe, uitați, 15 bucăți rămase. Și o să vă arăt acum și codul. Scuzați că vorbesc mai pe nas așa, dar apare mă la puțin o răceală. Pirotehnicel, mai că am scris și eu. Bam, cuponul a fost aplicat. Se scade 83 de lei din 640. Și da, acum vreau să vă zic că cu toate că sunt produse foarte puternice și foarte tari, trebuie să aveți mare grijă cu ele, indiferent de ce ați avut voi înainte, că ați avut FS3, că ați avut Doom Boom 30, că ați avut ce ați avut. Vreau să vă zic că nu este de joacă cu aceste produse și o să vă arăt câteva exemple cam ce daună pot face aceste produse, de exemplu, la o mașină. Ca idee așa, nu cred că ați vrea să fiți în fața acelui portbagaj. Și dacă vă gândiți puțin, o mașină e puțin mai rezistentă de cât niște carne, adică decât mâna voastră sau decât orice altă parte a corpului. Și aici tot un exemplu, de mă rog, versus o mașină, că n-a mai rămas nimic din ea. Vreau să vă zic mai pe scurt să aveți mare grijă ce vă luați și cum le folosiți. Cu aceste petarde nu este de joacă, nu. Deci dacă cumva se cemeșuează sau se oprește arderea la fitil, nu vă apropiați de ele vreo minim o oră, le lăsați acolo, că nu e de joacă. Și nu, cu toate că am adus aceste produse în România, nu, nimeni nu-și dorește să se întâmple chestii rele și să fie legile eventual și mai stricte decât sunt deja. Încă o dată, mare grijă, folosiți-le cu cap. Nu le dați pe mâna minorilor sub nici cea mai mică formă. Și cam asta am vrut să vă zic. Sper să ajungă mesajul meu la cât mai multe persoane. Nu e acum un clip cu statistici și cu nu știu ce, doar am vrut să vă fac puțin mai atenți. Majoritatea, chiar dacă poate credeți că știți ce efect pot avea unele dintre aceste produse, eu zic că 80% vă înșelați. Și de fapt nu aveți idee cât rău pot face. Și acum o să vă mai prezint și puțin Discord-ul Haupau. Asta e Discord-ul meu, o să-l aveți în descriere, vorbesc voi aici. Și vreau să fac și eu aici 900 de membri, sper să nu mi se închidă. Și acesta este Discord-ul de la PiroShop România. Foarte frumos. Și aici să facem cât mai rapid 500 de membri. Aici se anunță mai multe detalii. Se anunță restock-ul, puteți să cereți asistență să vă faceți un coș, de exemplu, dacă nu aveți idei. Puteți vedea review-urile, la review-uri comenzi aici, toată lumea, nu în afară de aia. Aici sunt review-uri, gen comenzi ajunse și o să vedeți de marți, miercuri încolo mult mai multe poze aici. Și da, cam asta a fost ideea clipului. Sper că m-am făcut cât de cât înțeles. Produse noi, reducere de 13% și mare grijă la degete. Hai, v-am pupat, ne auzim la un live și sper că o colecție săptămâna viitoare. Ciao, ciao!